deci mă scuzați că fac și partea ta. Se stinge telefonul ăsta. Ce greu să deschizi chestia asta. Dacă știu cum să deslipi, uite, deci am două perechi, am o pereche de tocuri super tari. Deci, ia să vedem, nu are sex la Barbie, dar toate sunt super. Aici voi pune pantofi. Deci, vedeți, în fața care. Bineînțeles și o pereche de Adidas. Exact, sunt o capitolă acela de gen. Wow, sunt foarte... sunt puțin grei. Sunt drăguți. Ei sunt drăguți. Are talpa înaltă, vedeți? Și e super. Da. Deci, știi că asta e ultima rătă după asta, după raftul ăsta. Și are un arici foarte ciudat, partea asta. Deci sunt foarte mega bucuroasă și nu vreau să primez comentarii sau ceva de genul, că mă laud sau nu știu ce, că mă laud că a venit moșul. Nu, este adevărat, nu vreau decât să împărtășesc această bucurie cu el. Și celor care nu vă plac, păi mai vă uitați, frate. Deci esteți curioși, dacă nu vă place. Dacă bune, asta nu v-ați întrebat și voi. Deci am deschis asta. Și, oh my god, deci am ceva super mega tare. Am o paletă, frate, de machiaj. Pormă mai am... ce e asta? Nu știu ce e chestia asta, deci vă jur că nu știu. Cred că e un rus sau... nu știu. Da, cred că sunt două rujuri. Da. Și să nu știu ce trebuie să fie dulci. Celor trebuie. Nu știu cum fără așa. Bine, e un roz învișiniu închis, un roz închis. Nu știu cum să vă spun. Nu este roșu cum se vede nimeni. Cam. Deci voi pune asta aici. Și paleta. Deci, gata, am închis paleta. Și uite, așa arată cutia mea cu farduri. De păpăși, bineînțeles. Asta o voi pune deasupra hainelor. Oh my god, deci, astea sunt niște super, super mega tare tocuri. Deci sunt super. Urmă urmează ăștia care tot așa sunt super. Deci îi ador pe toți. Nu, nu are niciunul sec la Barbie. Dar ce desenare pe spate? L-ați văzut? Bine, asta să le pun. Asta îmi place amă și mai am două portofele, plicuri, ceva de ce. E, nu se deschide, dar e super. Bine. Vedeți? Și asta sigur am să le pun. Bine, fardurile, nu știu unde să le pun. Am să le pun mai aici, așa.
Da. Da, te pasas pe partea asta. Nu cred că o să mănâncă și eu că o să mănânci. O să ținem foarte ca lângă noi. Și am trecut la partea cu păpușica. De așa. Deci, e prinsă. Dar o pot ia foarte repede. Da, are o rotă foarte sclipicioasă și un păr destul de fin. Ce mai este? Poate deci, din ceva nu v-a prins părul ei. Oh. Ce repede a funcționat. Deci cade foarte mult sclipici după rochia ei. Dar are un păr minunat. Și are prins părul la spate. Dar e superb. Deci, vedeți, are un păr foarte fin și lung, foarte lung. Are picioarele goale și rochia de aici. Te scuze că trebuie să o dezbrac, trebuie să pun la haine rochia. Chiar dacă a avut-o pe ea, tot o să o probezi din nou. Dar uite așa arată corpul ei. Deși e puțin urățică, are haine destul de drăguțe. Deci, îmi place foarte mult părul ei, deci îl ador, frate, și că-i dau cu apă. Păpușa va sta, bineînțeles, și într-un colțuleț mai așa. Îl deschide cel mai micuț. Ce greu să deschide asta, mă și taie. Deci. Ce enervător, frate. Bine, l-am deschis. E o coroniță galbenă care e destul de drăguță. Și am o coroniță albă, un colier roz și un colier mov. Da, astea le vom pune în spatele lor, centuțelor, spatele centuțelor. Exact. Până la unde se închide partea asta. Deci are un buchet care îl ține domnica, domnișoara, era să zic domnicoara. Câte doamne, era să să fie pus aici. Avem geluri de paie. Avem chiar și o pudră. Să te supăr în machiaj. Da, asta cred că o să le pun în coș de paie. Mai avem și geluri, parfumuri. Așa, dacă mai am copea. Păi se închide cu părul.
Deci e degă pentru fund. Așa. Nu s-a închis. Deci am câteva astea. Și cu cutia asta. Și am trecut la ultima cutie. Ai cazul dată. Cred că în video următor o să fac umbra cu pușină.